Municipiul Bârlad a fost inclus în circuitul de concerte din cadrul Festivalului Internațional George Enescu din acest an. Luni, în sala Alexandru Ioan Cuza a primăriei bârlădene, s-a desfășurat o conferință de presă la care au luat parte Doru Marin, regizorul artistic al Festivalului George Enescu, Constantin Andrei Grigore, dirijorul Camerale Regale, Radu Chiș, director și prim violonist al Camerale Regale, și Dumitru Boroș, primarul municipiului Bârlad. Este pentru prima dată când Bârlad organizează un astfel de eveniment. Iar solicitarea noastră, am gândit sau gândim noi că nu a venit pe un teren gol. Bârladul are o frumoasă tradiție culturală și muzicală. Am legat această tradiție pe care noi, cei prezenți, trebuie să o consolidăm și să o trecem mai departe la generațiile care vor veni. Și am legat acest eveniment și despre acel moment pe care l-ați relatat dumneavoastră parțial legat de marele muzician George Enescu. George Enescu a avut tangență cu Bârladul în primul război mondial, în timpul refugiului în Moldova, a concertat la Bârlad răniților de pe front, a strigat din Bârlad. Iar bârlădenii, în semn de prețuire, au făcut posibilă realizarea acelui monument în clădirea grădina publică, statuia lui George Enescu la Bârlad. Evenimentul va fi realizat la Teatrul Bârlad Popa. Oaspeții noștri, prietenii noștri au văzut sala, o parte din spectatori vor fi în sală, o parte vor fi în fața teatrului. Ne vom trebui să realizăm acest eveniment la un alt ținut. Festivalul George Enescu, aș putea să vă spun, din experiența noastră artistică, și când spun experiență Camerata Regală, este poate o orchestră națională a României. Dacă am putea să facem paralela cu o echipă de fotbal, unde sunt selecționați cei mai buni muzicieni din țară. Mai nou au și doi instrumente din străinătate, o domnișoară din Israel și cineva din Albania. Deci sunt tineri muzicieni, performeri, care studiază ore pe zi. Și când spun ore, de multe ore găsesc în Ateneul Român la miezul nopții, studiază pe partide. Deci e crema instrumentală a Bucureștiului. Ei au reprezentat România atât în țară cât și în străinătate, la nivel de protocol zero și nu numai. Institutul Cultural Român, Ministerul de Externe, Casa Regală, sub a cărui patronaj se află. Deci venim cu o orchestră profesionistă, o orchestră care sper să aducă și să stârnească un interes pentru muzica clasică și în orașul nostru. Ținând fapt că aici există o școală de muzică. Numai că ei sunt pregătiți până la o anumită vârstă, după care centrele universitare cum Iași, Clujul, Bucureștiul îi acaparează și Bârladul rămâne fără o tradiție muzicală, să spunem așa. Încercăm să stârnim acest gust pentru muzica clasică și dacă va fi o reușită, vă promit că și peste 2 ani, tot în cadrul Festivalului Enescu sau în cadrul altor manifestări, vom veni. Tematica principală a conferinței de presă a constituit-o spectacolului eveniment ce se prefigurează a fi pe 5 septembrie la Teatrul Victor Ioan Popa din orașul Rulmenților.